Salutare lume și m-am regăsit la un nou Mirific Bike Vlog pe acest canal. Ce mai faceți, cum mai duceți? Ok, de data aceasta m-am gândit să mergem spre Piatra Netedă, adică v-am tot zis eu pe live că mergem spre, Piatra Netedă și până la urmă n-am mai mers. Dar din păcate nu vine nimeni cu mine, merg singur și o să fie destul de nasol, că când merg singur e plictisitor. Bine, nu vreau să urc până sus de tot, dar vreau să mergem doar în direcția aia, ne primăm un pic prin zona aia, adică nu urcăm până sus. Adică, serios acum, dacă merg singur mă plictisesc să urc atâția kilometri până sus. Nu vine nicio mașină, perfect. Mamă, ce flășcăială e pe stradă, adică imediat s-a topit zăpada, azi dimineață parcă era zăpada mai mare. Bine, acum este, cred că, undeva, cred că e ora 2 sau ceva de genul. Adică, n-au trecut chiar foarte multe ore de dimineață. Ca să înțelegeți, pentru mine dimineața înseamnă 11. Și atunci era zăpadă destul de mare, aparent acum e numai pe trotuar, pe stradă văd că s-a dus. Sper să fie mișto acolo. Nu știu cum o să fie zăpada, presupun că o să fie zăpadă destul de mare, poate ca pe trotuar. Dar am văzut că zăpada asta e super moale, așa, e fain să treci prin ea. E genial, rău de tot și prin și aderență când trec prin ea, că e moale așa. Și nu e nici înghețată încă. Deci e zăpada perfectă. Eu zic că cea mai bună zăpadă pe care poți merge cu bicicleta este zăpada de genul acesta. Adică moale, așa. Exact cum e asta, e moale. Adică încă n-a înghețat, nu e gheață pe sub ea. Lejer, lejer mergi. Dacă tot vă ziceam eu că zăpada asta e super mișto, ia hai să încercăm să mergem prin ea. Ia. Dă-o încolo, bă, nu, nu vrea. Ia. Stați un pic. E, v-am zis că merge. A mers bine și acolo zăpada era chiar mare. Adică, de exemplu, aici unde e zăpada mică e super. Nu vreau să cred că am reușit să ies de acolo. Și acolo chiar era zăpada destul de mare. Deci, v-am zis. Zăpada asta e super, super genială, da? Voiam să o testez și eu pe pielea mea. Dar, chiar pot să zic că e zăpada de asta mișto. E fain să mergi cu bița pe ea. Și cred că acolo pe strada aia unde o să intrăm noi, o să fie plin de zăpadă, presupun. De fapt sunt aproape sigur că nu prea se circulă așa mult cu mașina pe acolo. Hai să intrăm tot pe aici pe trotuar, pentru că și așa nu prea sunt persoane. Atât. Oh, cred că urmează secțiunea unde e mai multă zăpadă. Apropo, aici este și deal și zăpadă de asta. Deci să vedem cum o să fie, că e și un pic de deal. Bine, de fapt tot drumul e un pic de deal. Hai să vedem. Până acum merge super bine, adică chiar îmi place. Se simte așa un pic că parcă patinează, un pic e un pic challenging, dar e mișto. Filmează camera, filmează. Aoleo. Nu mă mai uit la camera. Nu mă mai uit la camera că intru în gard. Așa, gata. Hai că am luat-o. Mamă, ce m-am afundat aici. Oh my god, ce m-am afundat aici. Cred că numai cu pushbike ies de aici. Ia. Pe bicicletă pot să ies? Hai că am ieșit. Ok, când sunt în zone înguste nu mă mai uit la cameră. Ca aparent am intrat în gard. Bine, am zgriat un pic gard, nu-i mare chestie, dar tot e enervant. E ok. Bun, în sfârșit stradă liberă. Mult mai bine. Trebuie să mă uit dacă... N-a puțin nimic. Gard nenorocit. Cred că pun titlul la clipul ăsta, am intrat în gard. Deși doar l-am zgriat un pic, n-am intrat în el. Că am pierdut aderența. Dacă nu dai continuu la pedale, pierzi aderența. Ia să vedem, așteptăm să treacă mașinile. E ok. Gata, perfect. Îi dăm frumos aici pe margine. Aici îi dăm ușor, că mai e un pic de zăpadă pe margine și să nu pierdem aderența. Pe stradă nu facem jumbuș lucruri, că na, nu e ok pe stradă principală să facem jumbuș lucruri. Așa că o să merg așa mai chill pe aici.
Nu știu, aud un vehicul mare în spatele meu. A, da, era o dubă. O, dar merge treaba. Nu o să intru pe trotuar, că trotuarul e destul de îngust și mai merg și persoane și nu e ok. Exact aici, în stânga, o să o luăm. Nu știu dacă se vede. Op, op, op. Pe strada asta din stânga. Ar trebui, cât sunt pe drum principal, să nu mă mai uit la cameră, dacă filmează, să mă uit și eu la drum. Traversăm pe aici pe trecere, traversăm legal. Hai să schimbăm și noi pinioanele repede, că aici o să avem numai pantă. Dar culmea că zăpada e super faină, e nu știu, e genial. Adică mă așteptam să fie mare sau ceva. Dar asta e zăpada asta care patinează super rău, dar tot e bine. Ia, mamă, ce patinează. E ok. Da, da. Bună. Am înțeles. Mamă, patinează rău pe aici. Dar nu știam că sunt așa bătrân. Mă simt bătrân. Ola. Mamă, ce faină e. Băi, mă simt bătrân. Oh, 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 oh. Ușor. Oh, oh. Haide, capul meu. E zăpadă nasoală. Și deși e mică, nu prind aderență. Ah. Hai că am luat-o. Ușor. Mai pe aici, ușor. Haide, capul meu, ce patinează. O vecheață pe dedesubt de patinează în halul ăsta. Ia uite, așa e aici, adică clar, pushbike, dacă eu abia pot să mă mențin când e un pic de pantă. Da, păi cât e pantă așa. Până mie nu vine să cred ce tare patinează zăpada asta, nu știu ce are de patinează așa rău. Oare o fi gheață sub ea sau ceva, că înghețată nu e. Și patinează groaznic. Ei, numai, n-ai cum să mergi pe așa ceva. Nu știu, poate doar cu alte cauciucuri, dar cu cauciucurile astea nicio șansă. Și deși sunt niște cauciucuri foarte bune, tot n-am nicio șansă pe aici. Ok, cred că o să coborâm de aici. Cu ambele picioare jos, cu ambele mâini pe frâne. Așa. Pentru că dacă mai urc, o să am prea mult de coborât. Și pe zăpada asta, voiam să zic gheață, dar nu cred că e gheață de desubt. Pe zăpada asta e inuman, adică patinează în ultimul hal. O să coborăm așa frumos. Merge? Merge, merge. Merge treaba, mai greu, dar pot să zic că merge. Atât. Așa frumos. Aici ce noroi îmbinat cu zăpadă. O, o, a, a, a. Ușor. Ușor. Da, e noroi îmbinat cu zăpadă. Sau habar n-am, sau zăpadă murdară. Hai cum e aici. O, o, balans stânga-dreapta, balans stânga-dreapta, așa, dansez pe bicicletă. E, nu știu, habar n-am de ce mă tot dau într-o parte, în stânga sau în dreapta. Pur și simplu am impresia că dacă mă dau într-o parte, în stânga sau în dreapta, am impresia că am aderență mai bună, dar nu cred că are nicio legătură. Dar știu că un sfat era foarte bun, ci că dacă mă las pe partea din fața bicicletei, pe ghidon, ci că am aderență mai bună. Hai să încercăm. Ia. Op. Ia, ia, ia. Op. Atât. Așa. Așa. Mamă. O, o. Hai de capul meu, cum îmi dansează spatele. Spatele ăla se duce de capul lui, n-are nicio treabă. Poftim? Sincer pot să zic că e fain, dar e cam challenging, mai ales unde e zăpadă așa. Dar pe stradă e fain, sau unde e zăpadă așa pe trotuar călcată de oameni, e super. Oh. Ce patinează, what the fuck. Ia, ia. Hai că am luat-o bine. Cum să le zic, mă, la dungile astea de zăpadă? Asta patinează în ultimul hal. Am prins stradă. Și blană. A, intrăm frumos, ne încadrăm. Atât, pe margine frumos. Nu, patinează în ultimul hal. Bă, da, de treabă fata aia și băiatul ăla. Bă, da, aparent dacă încerci să dau o frână cu întoarcere, nu patinează chiar atât de rău. Dar gen, dacă merg pe dungile astea de zăpadă așa, patinează în ultimul hal. Dar în rest pot să zic că e super, tot îmi place, că e challenging așa. Dar când vine primăvara sau ceva și când o să fie mai cald,
băgăm un bag vlog și pe, pe acolo la Piața Neptunului. Doi am mai fost, dar vreau să și filmez. Și acum, când o să vină vara, o să putem să-i dăm și noi frumos blană. O să fie fain. Sincer, nu-i cunoșteam pe ea. Dar ce treabă oamenii? Și nu înțeleg de ce m-au întrebat că sunt fată. Adică chiar am voce așa subțire? Habar n-am. Și plus îmbrăcămintea mea, eu zic că dă mai mult spre băiat decât spre fată. Dar na, asta e partea a doua. Poate chiar am voce de fată. Eu știam că am voce subțire, dar nici chiar de fată. Așa, să revenim la subiect. Coborâm pe aici, ne mai plimbăm, dăm o tură pe aici prin cartier. Nu știu, vă prezint și vouă cartierul. Acolo e inuman, adică n-ai cum să mergi. Că nu știu, sunt dungile astea de zăpadă, așa, nu știu cum să le zic. Sunt, na, cum să zic, merg mașinile pe o parte și fac niște dungi, da? Și dungile alea sunt ridicate așa cu zăpadă, nu știu cum să mă exprim mai corect. Băi, și când calci pe alea, patinează în ultimul hal. A, acum când sunt pe stradă, lejer, merge super bine. Să revenim la subiect. Eu chiar am voce de fată. Bă, titlu pentru vlog. Sunt fată, semnul întrebării. Așa, voi eu mașină în spate. O, foarte drăguț. Adică putea să se bage ca nebunul, dar totuși aștepta până am dat curba și după aia a trecut și el. Foarte frumos din partea lui. Bun. Da, hai să ne mai plimbăm prin cartier. Nu cred că o să fie un bag vlog foarte lung, dar serios, zăpada asta cum e cam nasoală. Pe, uite, pe, de exemplu, pe trotuar era mai decent să merg. Dar pe acolo pe unde am coborât acum e inuman. Poate pur și simplu nu sunt eu un biciclist prea bun, dar vă zic din ce am încercat acum că e efectiv e inuman. Mamă, dacă te mașini. Ce băiat bun. M-a lăsat să trec. Deși eu aveam prioritate, dar putea să nu mă lase, că-s biciclist. Atât. Adică de obicei șoferii am văzut uneori, bine, nu de obicei, uneori, adică ca biciclist ai aceleași drepturi ca mașina, pentru că gen ești vehicul, dar unii șoferi nu acordă aceleași drepturi și bicicliștilor. Da, și e nasol, dar bărbatul ăsta a fost super de treabă. Ha, îi mulțumesc că m-a lăsat, putea să nu mă lase. Atât. Hai să intrăm frumos pe aici. Așa, schimb și opinioanele. Deci pe stradă e ca și cum ar fi plouat, adică n-a înghițat nimic, nu-i polei, ia. Da, e ca, exact afară. Pe stradă e super blan. Merge treaba ca lumea rău de tot. Și da, cred că asta o să fie titlul bike vlogului. Sunt fată, semn întrebări. Și ne mai primăm un pic pe aici. Vreau să mergem la patinoar, că e drăguț patinoarul. Îți da așa un Christmas feeling. Ne filmăm un pic pe acolo. Bă, și după cred că încheiem și noi bag vlogul. Din păcate a fost un fail, adică aș fi vrut să urc un pic mai mult, dar e cam nasoală urcarea, sincer. Deci da, nu e ok. Ok, aici. O să luăm pe aici. Nu, cred că aici e zăpadă destul de mare. Hai să luăm pe stradă, să o ocolim. Mai e patinarul? Mai e patinarul? Adică mă aștept ca în orice moment să-l dea jos, pentru că de obicei îl ține doar în perioada Crăciunului. Că a era și bradul ăla, sau a dat bradul jos oare? Atât, să nu vină vreo mașină. A, uite, aici e zăpadă faină. Atât. Așa, gat. Și asta patinează, dar e ok, nu ieșite din comun. Parcă am intrat în junglă. Nu știu dacă se au și la voi țipetele. E, mai țip și eu uneori așa pe live-uri. Dar e prea fan să te simți în junglă, e prea fan să țipi. Nu mă judecați. A, uite, încă mai e bradul. Ce tare. Hai să dăm o tură și pe aici. După aceea, cred că încheiem bike vlogul. Așa, intrăm frumos pe aici. E fain că pe aici nu prea circulă mașini. Circulă, dar mai rar. Chiar destul de rar. A, ce fain e aici. Văd că deși suntem în cursul zilei, sunt oameni la patinoar. Mă așteptam ca oamenii să fie la serviciu sau ceva de genul. Dar aparent sunt destui oameni. A, ce frumos. Văd și o mașină. Oh. Hai să mergem mai în față. Atât. A, și muzică, ce fain.
Mamă, mamă, mamă. Yeah. I. Ar. At. Oh, oh, oh. Și cred că ne oprim frumos aici. Atât. Punem bicicleta atât frumos aici. Dar știți ce m-am gândit eu? Ia, ia, să-i dăm blană pe aici. Văd că dacă ai viteză străpuși fain zăpada. A, ce fain e. Ia pe aici, pe aici. Atât. Oh. Mamă, uite că poți să mergi și repede pe zăpadă. Uai, cât de fain a fost. Și acesta este brăduțul. Ăsta este patinoarul. Nu știu cât de bine se vede pe filmare. Îmi pare rău că n-am urcat până mai sus la Piatra Netedă. Asta e, încheiem aici bike vlog-ul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și subscribe. Bineînțeles, dacă vizionați și enorm de mult. Și până data viitoare, eu vă voi spune. Hai să ne întretim frumos în zăpadă așa de încheiere. Îmi dau ghiozdanul jos. Oh. Așa. Până data viitoare, eu vă voi spune. Bye bye.